Dragi patruliști, ne-am întors! Și după cum v-ați dat seama, după haine, ne merge bine! Am fost plecați în Italia, Spania, Franța, nicăieri n-am fost. Și tocmai de asta, ne pare rău, am fost la cerșit. Dar ne-am întors, avem o grămadă de idei pe care o să le punem în aplicare și o să râdeți, o să dați share, o să leșinați, o să vă uitați, o să ziceți: n-am văzut în viața mea, bă, cât am râs, o să dați clipul pe tabletă, pe smartphone, pe... pe goblen o să aveți clipurile, pe plasmă, pe televizoarele vechi, nei, bă, o să râdă bunica, străbunica, ăia morți, o să... în cimitir o să vină toți așa să iasă din groapă, bă, mă uit la patrulă, eu nu mai vreau să mor. Astăzi revenim cu episodul 8! Băi, o să fie... deci dacă... mamă, doamne, am râs cu lacrimi și încă nici nu l-am filmat. Vrem să vă prezentăm un nou trend lansat de o companie de telefonie mobilă. Cu siguranță îl știți pe Adrian. El trebuie să ne spună nouă cât de mult iubește, dar trebuie să ne și arate. Te iubesc cât de țara asta de mare! Te iubesc cât de florile din piața asta! Te iubesc cât e altul de lung! Te iubesc până la cer! Te iubesc combo! Sunt două variante pentru care Adrian face așa. Ori are o problemă din naștere, ori și-a dorit foarte mult să fie sperietoare de ciuri. Băi, lăsați cocenii în pace, altfel o să vă bat atât de mult, o să vă bat atât de mult, atât de mult vă bat, uite, atât de mult. Cum nu am înțeles rostul acestor reclame, am decis să-l întreb pe doctorul vostru preferat, doctorul Flămânzilă. Priviți aici. Întreabă pe doctorul Flămânzilă. Doctore Flămânzilă, am o mare dilemă. De ce reclamele de la Vodafone sunt așa de... te înțelegi tu? Bună întrebare! Ca să pot să-ți răspund, a trebuit să studiez intens Biblia, Coranul și Șogunul. Și după 6 ani de yoga, pot să spun cu certitudine că n-am nici cea mai vagă idee. Întreabă pe doctorul Flămânzilă! Cum doctorul Flămânzilă n-a fost deloc de ajutor, am decis că e timpul să accesez rețeaua. După cum știți din postarea anterioară, am fost desconspirat ca făcând parte din Illuminati. Bă, lăsați-mă melodia aia! Hai, lăsați și plăcările astea, terminați odată! Iar încep Orlando! Așa că acum trebuie să mă scuzați câteva secunde, pentru că trebuie să intru în transă și să-i întreb pe colegii mei. Ce faci, coițe? Bine, bă! Ia zi, frățică, de ce ăștia de la Vodafone reclamele alea de... de înțelegi tu? E simplu, frățiuer, fii atent. Tu ești companie, da? Da. Și vrei să vin ceva, da? Da. Și faci reclame, da? Da. Să zicem că vrei să fiți la pinguin, da? Da, încercăm. Normal, o să pui în reclamă un pinguin, da? Da, e logic. Ghiță-i Cioban, da? Da. Iar Adrian, șoferul, e... da? Clar. Acum ai înțeles? A, ce simplu era. Patruliști, e simplu. Vodafone e clar o rețea de ciobani și de... Te iubesc cât e țara asta de mare! Te iubesc cât toate florile din piața asta! Te iubesc cât e altul de lung! Te iubesc până la cer! Te iubesc combo! Patruliști, există o poză care vă lasă fără cuvinte. Cât de Putin oi fi, n-ai cum să zici ceva. E atât de... mai bine o priviți. Patruliști, acum trebuie să fiți atenți pentru că vi-l prezentăm pe cel mai mare fan al lui Miley Cyrus. Conform acestui articol, el are 22 de mesaje tatuate pe corp dedicate cântăreței. Cum nouă ni s-a părut foarte ciudat, am decis să-i luăm un scurt interviu. Ne spuneți, vă rog, de ce sunteți fan Miley Cyrus? Din seria Bilă Mare și pentru că goală. Bă, tu mă sperii cu atâta cultură.
Patruliști, e timpul pentru rubrica voastră preferată, Info Patrula! Info Patrula! Am găsit niște informații foarte drăguțe despre oameni și am decis să le împărtășesc cu Priză. Priză, tu știi că e nevoie de 1.200.000 de țânțari să sugă tot sângele din corp? Da, tu știi cum se salută țânțarii? Dă-te în sânge. Da, țiganii știi cum se salută? Dă-te în sânge. Da, tu știi cum te salut eu? Dă-te în sânge? Nu, salut. Info Patrula! Priză, tu știi că impulsurile nervoase sunt mai lente ca viteza maximă a unui Bugatti Veyron? Dar tu știi că impulsurile nervoase ale unora sunt mai lente decât un bătrân paralizat? Info Patrula! Priză, tu știi că mușcătura cauzată de om se infectează aproape de fiecare dată? Da, Orlando, știam că ești infect. Info Patrula! Mă, Priză, tu știi că în corpul nostru e destul fier să faci un cui? Dacă ar ști unii dintre noi asta, ne-ar duce pe toți la fier vechi. Fiare vechi, luăm oameni vechi. Info Patrula! Mă, Priză, tu știi că toată lumea are un miros unic, exact ca o amprentă? Și ce miros au unii? Băi, și nu înțeleg cum toți ăștia se găsesc vara în autobuze. Ce căutați acolo? Priză, fii atent, am o idee genială. Este perfect! Super. A venit Ioana. Ioana, de când am mai fost în patrul Ioana? Băi, băieți. Da. Haideți să vă știți ce am citit pe net. Ia zi. Uite, mă, ce au făcut doi nesimțiți. Doi porci au petrecut toată noaptea cu o bătrână de 71 de ani, care apoi a ajuns și la spital. Toată noaptea. Dar asta spuțin, voi doi pe unde ați umblat weekendul trecut? Dorohoi. De ce? A avut Priză spectacol. Mă, porcilor, mă, porcilor, coincidența e că și bătrânii care tot din Dorohoi era. Da, eu, treabă. Pentru că nimeni nu mai știe cine o să candideze în toamnă la prezidențiale, cunoștința noastră veche dribler a decis să joace șansele nu la păcănele, ci pentru președinția României. Da? Ați auzit bine? Dribel candidează pentru poziția de președinte. Așa că haideți să urmărim primul său discurs public. Ah, mă simte pregătit? Dă să citește, dă să citește, că eu vreau să vorbește cu lumea. Să tot felul de d-astea, să vorbește cu oamenii, că eu știe, e școală, astea, tot. Gata. Dar n-avem și noi de la Proter, de la Proter, cu istia. Am avut Dribel. Ah, las că e bună și asta. După cum bine știe lumea, dorința mea e să candidoze. Vreau să ajung vârf în țara asta mare. Eu să fiu mare, Dribel, dau cu capul. Tot ce vreau să fie bine, să nu fie rău. Vigea e rotundă, să te muși pe la 11, toate astea le știu. Așa, și are două mâini și ei, două picioare ca noi, că e tot oameni, toți e oameni, măi, eu am citit. Da, nu vă zic. În fine, mi-a luat crampoane special mi-a luat crampoane. Știu că avem meci, păi vin ca băiatul. Cravată, crampoane se asortă. Am fost în Spania, eu știu, na. Bă, și iubesc țara asta, mă, iubesc Bucureștiul, că aici m-am născut, iubesc țara asta. Așa, pe cine punem prim-ministru? Prim-ministru, cine dă bine, mă, cu cap? A, doamna antrenor are sacou, e băiat cinstit, pe el cinstim cu toții, e bea mort, îl punem prim-ministru. Așa, și schema, ca la 4-4-2, schema guvernamentală, atac pe flancuri, dai cu capul și te-ai dus. Băi, am relații în toată Europa, mă, 200, da, fie. Am relații în toată Europa, știu un fundaș care fură portofele în Spania. Un mijlocaș care fură mașini în Italia. Mai știu un portar care fură cardul, peste tot vorbesc tot cu presa. Eu, cum o să nu ne înțelege cu presa? Păi eu am cuvintele la mine, mă, eu cu scrisul nu le are. Dar cu vorbele, ce ai, mă, ca la mine în case. Păi eu toată ziua în antrenament, eu citesc, eu pac o crampon, un citesc, un cant, un crampon, un Schopenhauer, un crampon, paca-țaca, mod, păi ascult Mozart, mă, între două manele Mozart dintr-o așa, dai cu capul, paca-țaca. Citim mult la viața mea, știu toate cărțile pe de rost, toate 52 și jokerii, tot știu, jucăm ce vreți, Macao, șeptică. În fine, o să vă promit în următoarele episoade că o să fiu mai dezvoltat, că avem meci sâmbătă, pacățeacă, dăm cu cravata. În următoarele episoade o să vă spun tot ceea ce vreți. Mă votește, dacă voi nu mă votă, păi cel mai deștept, măi, mama, abia aștept la întrebări ce le fac, că eu mor la culturi generale, la d-astea, băi, de cam nicio șansă n-are. Iar deviza lui eu, care este cel mai deștept dintre candidozi, este, votați Dribel, țara-i cu el! Atât, v-am pupat, ceau! Nucles! Ce să dea? Finalul? Eu dau cu capul la Fidel, ce mă, nu-mi trebuie paia, paia, eu improvizește, mă, sunt pe loc! Mulțumim tuturor pentru sprijinul și ajutorul de care ne-a acordat ca să ne ajute când ne ține aici și mulțumim studioului fotovideocaseta.ro pentru că ne găzduiește cu pereți cu astea, cu lumini, cu de toate, ne simțim aici ca acasă la alții! Nu uitați! Like, share, bam, bam, like, share, bam, bam, așa dau eu gol, like, share, Facebook, Patrula Română, bam!
zice, din club. Gol! Perfect. Așa că like, share, te vedem pe Facebook, Patrula Română a plecat! Pa, pace! Am luat-o greșit. Altfel o să vă bat atât de mult! Atât de mult o să vă bat! Uite, atât de mult! Aoleu, Doamne! O să mări salariul pentru asta.